Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight, dar suntem pe PTB cu ocazie specială. S-a lansat noul chapter numit Silent Hill, da. Iar eu o să vi-l prezint în minutele următoare. Zici că facem reclamă la Teleshop, dar nu. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo 40 de like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să apăsați și clopoțelul. De fapt să-l activați și acum o să mergem pe killer să vi-l și arăt. Măi, el arată bine, deci chiar arată bine grafica, aș putea spune. Avem aici niște cadavre care se zbat, dar nu știu de ce. O să încerc să-l prezint cât mai repede posibil ca să nu vă țin foarte mult cu intro-ul. Deoarece după o să dăm două custom-uri în care o să mă joc un match de killer și un match de survivor. O să vă prezint harta și moriul și toate cele. Deci da. Acum o să vă prezint parcurile. Aici aveți story-ul, Force Penance. Avem aici, spune. Mai vorbesc dacă e. Scuzați-mă dacă mă bâlbâi, mă repet sau nu știu ce, dar este ora 1 dimineața și e cam somn, you know? Deci să nu-mi dați aid, vă rog eu. Avem aici Force Penance, care ne spune că dacă un survivor ia Protection Hit, acesta va primi Broken Status Effect pentru 20 de secunde. Trail of Torment, dacă dăm kick unui generator, vom fi nedetectabili pentru 15 secunde, iar aura generatorului va fi galbenă pentru toți survivorii. Deathbound ne spune că dacă un survivor dă heal unui altui survivor pentru un stagiu la cel puțin 32 de metri depărtare, acesta va țipa și ne va arăta locația sa și va suferi de Avlia Status Effect. Am făcut acest intro de vreo 5 ori, deci da, scuzați-mă. Acum o să mergem pe survivor, pentru că este destul de interesant. O avem aici pe Cheryl Mason. E frumușică, sincer. Frumușică. Nu-i wow, dar e ok, iuț. Nu putem spune că e foarte urâtă, you know? Ca parcuri avem... Story-ul ăla aveți aici, îl puteți citi. Ca parcuri avem Soul Guard, care ne spune că... După ce primim heal, avem Endurance Status Effect pentru 4 secunde. Blood Pact, care ne spune că... Hai că nu mă repet deloc dacă e. Dacă eu sau obsesia suntem răniți sau amândoi, ne vedem aurele fiecăruia. După ce dăm heal obsesiei sau primim heal de la obsesie, primim hey status effect pentru 4 secunde, este ok, pot spune. Și Repressed Alliance, care este ciudat parcul ăsta, nu înțeleg de ce l-am folosit sau de ce l-ar folosi cineva, dar ok. Adică înțeleg, poți să eviți un Pop Goes the Weasel, dar... Ne spune că după ce reparăm 80 de secunde un generator sau mai multe generatoare, că se stachează, putem apăsa E și blocăm generatorul pentru 30 de secunde. Dar sincer, de ce? Să-mi spuneți voi motive mai bune, adică în afară de Pop Goes the Weasel... Nu știu care ar fi. Și acum vreau să vă arăt cu ce o să ne jucăm noi în custom, pentru că why not? Normal că o să ne jucăm cu noul killer. Logic. Dar vă arăt și ce loadout o să avem. O să avem aici parcurile lui, pentru că trebuie, you know, să jucăm cu parcurile lui. O să facem practic adept. Dar nu e adept, pentru că o să jucăm așa for fun să vă prezint și un Mori. Deci avem Deathbound, Force Penance, Trail of Torment, două addon-uri și un Mori roșu ca să vedeți animațiile, you know? Sper să vă placă acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați încă o dată. Și revenim cu meciurile, v-am lăsat! Am revenit și cu primul match, jucăm cu noul killer, după cum puteți vedea, nimic surprinzător. Și pe noua mapă care arată super tare. Ia să vedem ce facem aici, să-i vedeți și voi abilitățile.
practic, cu această abilitate, dacă survivorii intră în aceste chestii, o să vedeți pe parcurs, că nu vă pot spune cine face aici bag. O să vedeți imediat despre ce vorbesc, când o să am ocazia să vă arăt. Dacă tot ești Nicolas cu mine pe Discord, fă-mi favoarea să intri în asta, că na, să le arăt și eu oamenilor. Deci îl dau pe Nicolas, ia vină mai așa. Îl dau aici pe Nicolas jos și îl pot trimite, nu pe hook, nu îl pot pune și pe hook, dar ceea ce este mai interesant e că îl pot băga în cage. Ia uitați-vă, și se duce efectiv prin podea și ajunge, uitați acolo. Și mergem acum la el să vedeți cum arată. Ia uitați-l. Ia să vedem. Și când o să vină cineva, o să intre oricum aici. Am auzit o lanternă. Așa, ia să vedem. Cum îl mai ocolesc? Nu mai au cum să te ocolească, știi? Deci killerul ăsta pe camp stă... Da, da, totuși nu vreau să mor din prima. Păi da, hai să te iau. Te-a luat? Ah, nu voiam să fac, credeam că eu vreau să iau pe această unitate, e Alexandra. Și mă mișc și mai repede când folosesc abilitatea, după cum puteți vedea. S-a băgat în dead zone, Alexandra mea. O trimitem și pe ea în cage, pentru că de ce nu? Nu știu cine stă acolo cu lanterna, dar degeaba. Pentru că e super interesant killerul. Da, îmi dă exhaust, nu? Aș putea să-i fac o chestie lui Nicolas. Nu, că nu ești în Final Judgment. Deci, în cușcă îl pot băga tot de două ori, are trei phase-uri ca un hook normal. Și chestia interesantă e că... Chestia interesantă este că după ce... O să vedeți. După ce îl pun de două ori în cage, îi pot da un mini mori. Nu este un mori, dar o să vedeți exact despre ce vorbim imediat. Băi, dar ce hit a fost ăla. Miram așa că a fost hit. Și mai are o abilitate, pe aia am uitat să vă arăt. Îl băgăm și pe el în cage. Dar merge să... du-te și salva... Sper să nu mori. Dacă mori. Aoleu. Fac killcheck-urile mie și hai o dată, că nu știu dacă le mai dimenești. Nu? A, da, și când ești în cage o să vedeți când o să fim noi survivori, o să primim killcheck-uri, bravo. E foarte interesantă mapa nouă, după cum puteți vedea. Hai să o și analizăm puțin, că sunt sigur că mulți dintre voi vreți să o vedeți. Deci chiar este... o analizăm puțin. Deci chiar este super interesantă și aici o să vedeți pe... O să vedeți pe cineva... Aici este cineva blocat în baie. După cum puteți... plânge. Puteți auzi. Dar cine merge la save? De ce nu merge nimeni la save? Asta e problema. Așa. Mamă, dar ce reparați voi? Nu vă e rușine? Facem așa. Așa, și acum suntem undetected. Nu ne mai aud pentru că am spart un generator, am folosit purple. Este un killer super interesant. Da. Pentru că așa e killerul. Ia uitați că o să folosiți și abilitatea cealaltă. Ia uitați. Și practic o pot da pe jos. Ia stați să vedeți și așa. Ia uitați. Țin M2 apăsat. Îl țin cât vreau eu și după apăs M1 și foc. Vedeți? Alexandrei putem da mori. O să-i dăm mori să-l vedeți. Dar o punem aici în mijloc. Oricum o să dăm mai multe moriuri. O să vă dăm și mini moriuri și... Da, uite că Alexandra mea fuge. Ia uitați moriul. Interesant chiar.
chiar e interesant, aș putea spune. Mai punem din astea. Oare scăpăm? Nici nu știu unde sunt porțile pe jocul ăsta. Pe mapa asta, de fapt. Păi, ați fost puși în foarte multe hopuri. Și oarecum am și... Pot să-mi dea acum mori, da, da. Am, aici trebuie, e foarte ușor de ocolit, într-adevăr. Ia uitați. O să-l bagă din nou în cușcă. Nu știu cine e această persoană, dar pe Luis chiar nu l-am văzut. Un hit. Foarte interesant. A luat-o în partea aia, ups. Eu joc și cu parcurile killerului, că dacă jucam cu ale mele... Ia să vedem unde merge domnul Luis. A mers. Aici e basementul, care arată ciudat, după cum puteți vedea. Îl băgăm și pe el în cage, pentru că de ce nu? Unde s-o spawnă? Ah, încă mine. Ah, fall. Facem și noi așa. Eu vreau să dau un mini... Hai, dă mie, dacă vrei. Da, unde ești? Acolo, unde ești? Era cușca. Aici, asta, dar ce o să lasă? Să-i dăm și lui Nicolas un mini Mori, cum se spune. Tu ești ăsta? Da. Dar nu cred că pot să-ți dau, pentru că nu te-am... Da, nu pot să-ți dau. Păi, mă pui pe hook sau care faină? Păi ești mor dacă te pun pe hook. Pe Mario îl pot omorâ direct. Ia să vedem că s-a băgat. Ia uitați. Uitați Moriul acesta, mini Moriul ăsta. Poc, poc și e mort. Unde este Mr. Luis? Cum dracu ai trecut pe lângă el? Ce, era aici? Nimic. Hai, doamne. Măi, Nicolas, măi. De ce? Lor nu există palete pe jocul ăsta. Luis al meu are Iron Will. Trebuia să vă pun să jucați cu parcurile survivorului, nu? Mamă cum am sincronizat-o pe asta, că abilitatea asta trece și prin pereți, practic. Era în spatele tău și tu nu l-ai văzut, dar avea Iron Will. Păi da, de aia nu l-am văzut. Sincer, nu eram atent. Ia să vedeți Moriul, încă o dată, și după îi dăm lui Mica să încă un mini Mori. Dar sună așa de interesant, mini Mori. Hai aici, pe hol. Repede, repede, repede. Deci cam abilitățile lui sunt acestea. Apeși M2, M1 și face această chestie. M1 normal este un hit normal. Dacă ți-ai apăsat M2 și te plimbi, face chestia aceasta și dacă survivorii trec prin ea, îi puteți băga în cage. Ce să vă mai zic? Cred că cam astea sunt abilitățile lui. Ia, hai să-ți dau final judgment. Poc. Poc. Vai, mi-e tea mână. Și s-a dus, Nicolas. Da. Am jucat un match cu killer, așa cum v-am spus, și acum o să jucăm și un match cu survivorul, să vedem din perspectiva survivorului cum este mapa și toate cele și da, revenim cu match-ul următor. Am revenit și cu match-ul din perspectiva survivorului. Îmi plac alarmele astea de pe fundal, though. Îmi plac. Nice. Ia să vedem acum. Cum faci? Să faci cu
Nu stiu, vezi tu, te descurci. Nicola joacă killer de data aceasta că... Da. Măi, nu înțeleg, nu știu ce ziceți voi, cei care urmăriți episodul, dar cel puțin părerea mea este că parcul ăsta, să blochezi generatorul, este cam inutil. Gen inutil, grav. Chestia aia, credo, crezi? Ah, ești fix pe undeva. Mhm. Ne suntem jos și reparăm. Nu știu ce e aici. Ah, what? Stai că nici nu l-am văzut ăsta. Tu ești Mario? E interesant. Da, 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 nu știi cine e lângă mine, dar e ok. Am văzut top 6. Eu o să vreau un Mori să dai și un mini Mori. Deci prinde-o pe Alexandra. Să vedem și din perspectiva survivorului, deși nu este super diferit. Că o să vă pun oricum Mori din perspectiva killerului și din perspectiva survivorului la începutul episodului. De fapt v-am pus. Și... da. Am mai reparat, mă, mult, că n-am găsit pe nimeni. Nu? Ce meci drăguț. Hai jos. Sau... unde e jos? Nu știu, dar toți suntem la fel, deci toți avem lanternă. Toți jucăm cu același caracter. Asta-s eu. Generatorul ăsta ce frumos a spawnat. Dar ce faci, bossule? Stai să-mi... stai mă, să te bag în cur. Dar el nu-i cu noi pe Discord-ul. Uitați, acum poți să blochezi generatorul. Și nu mai poate repara nimeni la el. Uite, femeia asta care plânge în baie. Deci îmi bat inima. Pentru că eu am intrat într-un cage de-al tău. Da, hai că-ți dau un flashlight save așa. Ia să vedem. Încearcă să-i dai Mori, na. Dar vin așa, adul mai ai, adul, de fapt nu, că are decisive, cred. Adul aici, uite. Da. Ia să vedem Mori-ul și așa. Ia. Da, e chiar interesant. Tu ai văzut ceva? A? Ia, măi. Aha, mai puțin și ajungeam la paletă. Bagă-mă, bagă-mă în cage, bagă-mă, bagă-mă. Să vadă și oamenii mei cum arată. Ia să vedem skill check-urile, dacă primim. La stage-ul tăi, cred că primești. Na, la second stage, da. Eu încă sunt în primul stage. Sărac, acum stai aici. Alexandra, nu găsesc. E bine că m-a luat. Oare pe cine se dau un mod? Păi pe Alexandra. Da, vino aici în cameră. Alexandra e aici în cameră. Pe unde e cameră? Ai trecut fix pe lângă noi. Blood pack. Pe paletă, vino repede. Ce? Pe paletă. Unde ești? La parter undeva, să vii repede să vezi. Ah, what the fuck? Dead by Daylight nu e buguit. Și ce faci? Ia coboară, că n-ai ce să faci. Dead by Daylight nu e buguit deloc, guys.
Nu e buguit, nu, nu, nu. Hai că dăm. Având în vedere că este versiunea de PTB, au o scuză. Au o scuză. Are pe cine putere să aici? Să-l bagi în cage. Mario, să stai ca să te bagi în... Da, dă chestii din aia pe jos, prima dată. De ce nu ai dat cheie din aia pe jos? Dacă unde vrei să știu? Hai, ia-l, 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 ia-l. Ia-l că-ți dau, îi dau flashlight save și... Hai că am dat prea devreme. Bagă-te în asta de aici. Uite că dacă am intrat, uite și acum îl poți da pe jos. Dar sper, uite-l aici, în spatele tău, măi. Ia să vedem unde îl bagă pe... În cage să nu-l ia ceilalți, ia să vedem, să vedem. Dacă te ia altcineva, aia e. În același loc l-a dat, aparent, unde am fost și eu. Aceasta este animația. Da, este chiar interesant noul chapter. Să-mi spuneți și voi în comentarii părerea voastră. Da. Da, bun. Și de cum îi dau mori, mini mori. Păi, vino... What the fuck, se vede ciudat acolo în colț. Vino la parter, unde ești tu? Nu, caut că se repara aici. Vino aici. Hai că pe Alexandra. Nu e Alexandra. Vino aici și dă chestii din aia pe jos. Și ia bagă-te, Marionia. Mai dă-i una și după îi poți da mori. Da, hai că îi dăm una dacă e. Hai, dă-i. Și vino, uite aici, Mario, ca să-ți dea mori, mai așa. Hai, ia, dă-l, să vedem. Cu ce dau? Control. Control, dă-i că mai trebuie să-l bagi odată în cameră. Dacă mi-am dat seama, am uitat. Ups, greșeala mea. Puteam să-i dau fină, nu știu ce. Nu, 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 n-aveai cum. Trebuie să intre de două ori în cage. Sau să intre în second stage din cage. Mamă, dar l-a dat așa departe și mapa asta e așa de întortocheată. Deci vedeți și voi cât de mare e mapa, deci e imensă. A, uite-le acolo. Hai că cred că aici sunt stări. Ia să vedem. Hai că l-am luat. Ia bagă din aia pe jos. Hai că se sacrifică Mario pentru episod. Și vin aici jos. Cu el. Da, control. Ia să vedem și noi. Ia să vedem animația. Ia. E destul de rapidă, gen instant. Nu-i așa? Și eu știi ce mă întreb? Cum îi dai flashlight dacă el are asta pe cap? Ia uite-te în jos. Te uiți în jos? Da. Uite-te în sus. Să mori tu că eu nu-mi dau seama. Și nu pot să... Deci la fel rămâne asta. Se mișcă, dar nu foarte mult. Deci eu nu-mi dau seama acum dacă ai capul sus. Tu atunci de-aia nu puteam să-ți dau flashlight save. Că aveai capul așa. Vezi că pe ea poți să o bagi în cage pe Alexandra. Eu vreau să-i dau mori. Dai mori. Hai, stai, așteaptă ca să vin și eu să văd moriul încă o dată. Păi nu pot să-i dau mori, că n-am pus-o pe hook pe doamna Alexandra. Nu? Hai să-i dai tu save. Săraca, o farmez. Da, să mă lași după să vedem cum se deschid porțile aici. Ia, vino aici, lângă... Nu i-am jucat așa la custom că... Ia. Vino așa, mă. Da, o mori, dai mori. Aici? Da, dai. Ia, moriul. Măi, e interesant. Da,
chestie de flash. Care nici măcar nu a funcționat. Ia, hai să... Asta mi-ai dat flash, right? M-am mișcat și nu mă duc pe l-am primit. What the fuck? Hai să mergem... Da, muzica asta se aude destul de tare, sincer. Dar nu, vreau să caut un generator și să-l repar ca să scap prin poartă. Să vedem cum se deschid porțile. Hai, că vin. Stați o secundă că muzica asta e cam tare, zic eu. Dar de fapt asta nu e muzică de... E foarte tare sunetul ăsta de chase. Hai să mergem. Este destul de mare killerul. Și sabia asta se aude pe... Se aude pe hartă destul de tare. Se aude pe hartă destul de tare. Ia uitați cum e și asta. Ia sparge paleta să vedem animația. Facem tot ce ați putea vedea. Hai da, să mă ieși din dulap ca să vedem unde e un dulap. Uite unul aici. Hai, ia mă să vedem. Nu este cine știe ce animație. Hai, du-mă la un generator. Așa. Îl reparăm repede. Probabil, măi, nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii părerea voastră despre acest DLC minunat, pentru că, măi, toți ne așteptam la orice altceva, adică ne așteptam la Jason, ne așteptam la Candyman. Și asta acum am mai auzit și asta de teroare. Da. Gata, nu mai, se aude încet. Ba, gata, nu te mai aud. Repede, și Jason, Candyman. Deci erau o grămadă de variante, sincer. Pennywise, da, dar nu. Da, ia de M1 așa. Dar nu pe mine. Așa se vede din perspectiva. Mai poți să dai o dată tot în aceeași direcție? Se vede destul de interesant, chiar interesant. Și nu înțeleg de ce aș bloca generatorul. Uite, ia uite, poc. Și gata. S-a blocat generatorul. Dar nu știu exact pentru câte secunde. O să vedem noi imediat. Acum ridici capul? Nu, da. Deci nu vedeam, deci se vede la fel. Deci asta e o chestie interesantă, pentru că nu vezi dacă killerul ridică capul. Da. Dar știi ce? Ia mă în brațe și ridică capul cu mine în brațe. Să văd cam ia. Și ridică capul, să vedem asta. Jur că e la fel, deci e exact la fel. E the same. Deci cam greu cu flashlight save-ul, guys. Deci ai impresia că merge exact la fel. Mă jur, nu se vede nicio schimbare. Ia mai la omul ăsta. Super interesant, ce pot să spun. Chiar e interesant killerul. Măi, nu este la ce ne așteptam noi, dar este ceva interesant și frumos. Vezi că dau din cap acum. Nu. Ți se mișcă mâna ciudat. Hai ca să mergem la poartă. Hai, du-mă, spre o poartă. E fix aici. Dar cred că e o poartă normală, are animație normală din câte văd. Ba nu, nu e o poartă normală. Se deschide puțin altfel. Cred că se deschide de la dreapta la stânga din câte observ. Ia să vedem. Ia să vedem noi asta. Scoate sunete interesante? Nu, no, nu scoate. Vrei să-ți dau mori? Nu. No. Nu vreau mori, dar nici n-ai cum că n-am fost pe hook. N-ai cum să-mi dai mori. Realizezi, nu? Dacă mă pui pe hook, poți. Dar nu o să mă scap. Realizezi, nu? Am fost pe hook? Nu știam că am fost pe hook. Nice. Ah, păi am fost în cage, cred. E fain moriul oricum, n-avem ce să spunem. Chiar e interesant.
Nu înțeleg de ce n-au făcut niște chestii mai interesante la porți, dar da, că pe ultima mapă băgată chiar sunt foarte interesante porțile. Da. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo 40 de like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul, pentru că de ce nu? Și ne vedem în episodul următor. V-am lăsat, pa, pa!